Reprezentanții a patru cluburi din capitala Moldovei s-au întors cu medalii de la campionatele europene din Belgrad, competiție ce a avut loc la mijlocul lunii septembrie. Dragoș Bălăiașa, Bianca Balaur, Cristian Bistriceanu, Alexandru Luca, Bogdan Mihăilescu, Răzvan Popa și Ioan Posteucă au adus cel puțin câte două medalii delegației României. Ce s-a clasat la finalul acestei ediții pe primul loc în ierarhia pe țări înaintea Serbiei și Sloveniei. Aș face o sinteză, practic, a numărului de medalii și a clasamentului pe națiuni, pe care l-aveți și în comunicatele de presă. MPH obține 11 medalii, între care 2 de aur, 6 de argint, 3 de bronz. Olympic Iași, 4 medalii, 2 de argint, 2 de bronz. Dojo Master Iași, prin Răzvan Popa, obține 2 medalii, din care una de aur și una de argint. Și CSRS Iași, una medalie de aur și una de argint. România au dominat total competiția, reușind să-și păstreze statutul de mari favoriți. Au fost probe și situații unde podiumul a fost pe locul 1, 2 și 3, doar România. Ce pot să spun? Așa cum spunea și Sensei Adăscovic, nu pot decât să fiu bucuros, să fiu mândru că activitatea care o desfășurăm noi în speța antrenamentul de caracter tradițional dau rezultate. Și aș vrea să subliniez că cel mai mare câștig de aici este educarea și pregătirea tinerilor pentru viață. În acest weekend, în sala sporturilor din Tomeș, cei mai buni karateca ai țării își vor da întâlnire la campionatul național pentru cadeți, juniori și seniori. Se întâlnesc aici cei mai buni sportivi la categoria cadeți, tineret, seniori. Cred că vor fi peste 200 de sportivi prezenți. Pentru Tomești înseamnă publicitate, înseamnă o promovare a sportului și pentru acest lucru mă bucur. Mă bucur pentru că tomeștenilor le se poate arăta cum se pot antrena niște copii, niște tineri din țară pentru un sport, pentru a face practic performanță.